Începând de luni, locuitorii orașului Șimleu Silvaniei pot să își depună documentația pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței. Acest ajutor se acordă persoanelor singure sau familiilor care au venituri medii lunare pe membru de familie sub plafonul de 615 lei. În stabilirea venitului se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, cum ar fi asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații. Potrivit legii, pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței persoanele care nu sunt beneficiare de ajutor social. Cei care doresc să beneficieze de ajutorul pentru încălzirea locuinței trebuie să formuleze o cerere și o declarație pe propria răspundere, însoțite de următoarele documente: acte doveditoare privind componența familiei, acte doveditoare privind locuința, acte doveditoare privind bunurile mobile și imobile deținute de persoana singură sau de familia titularului cererii, acte doveditoare privind toate veniturile realizate de persoana singură sau de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii, factură fiscală emisă de SC Electrica Furnizare SA în original sau în copie, în cazul persoanelor care solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică. Menționăm că dosarele pentru ajutorul de încălzire a locuinței se depun începând de luni la sediul primăriei, compartimentul servicii și prestații sociale, de luni până vineri între orele 8-12.